Salut tuturor! Astăzi o să vă arăt din nou cumpărăturile pe care le-am făcut în ultima vreme. N-am făcut foarte multe cumpărături, dar totuși s-au adunat câteva lucruri și vreau să vi le arăt și vouă. Am făcut o mică excursie în Anglia, nu a fost cu scop de shopping, dar totuși am găsit câteva lucruri drăguțe pe care le-am cumpărat, n-am dat mulți bani pe ele și o să vi le arăt și vouă. O să încep cu cosmeticele, pentru care îmi plac cel mai tare. Și achiziția lunii este rujul de la Revlon, un ruj mat în nuanța sultry, nu știu exact ce înseamnă, așa arată. Este extrem de persistent, poți să mănânci, să bei și după 5-6 ore este tot acolo la locul lui, nu dispare absolut deloc. A costat 8 lire, mi se pare, ceea ce este destul de mult, dar merită toți banii. Apoi, tot din Anglia, mi-am luat un kit pentru sprâncene în nuanța dark brown. Știu că este și la noi, este de la Rimmel, dar l-am găsit la un preț foarte bun, nu mai știu cât a fost, cred că 2 lire, adică 12 lei, și am zis că de ce nu. Mi-am mai cumpărat de la Bourjois un Rimmel. Volume 1 Second Mascara Ultra Black. Dacă vă vine să credeți, acest rimel l-am cumpărat de la un Car Boot Sale. Car Boot Sale este un fel de târg, de, nu neapărat de vechituri, dar unde oamenii vând tot ce au prin casă. Era o doamnă în vârstă care avea multe cosmetice, sigilate toate, de la Avon, de la Bourjois, de la Too Faced, de la Rimmel, de la firme cunoscute de cosmetice, și a spus că sunt ale fiicei ei, nu le folosește și vrea să le vândă. Mi-a cerut 2 lire pe acest rimel. Până la urmă mi l-a dat cu 1,5 lire și îmi pare foarte rău că nu mi-am cumpărat mai multe produse pentru că erau la prețuri foarte bune. Apoi mi-am cumpărat din România demachiantul meu preferat de la Farmec cu argan, care este pentru ten uscat și sensibil. Este cel mai bun demachiant pe care l-am folosit vreodată. L-am mai avut, cred că, de 2 ori sau de 3 ori și îmi place foarte mult. Pe lângă faptul că înlătură machiajul și lasă o senzație de proaspăt, de curățenie și e foarte ieftin, nu știu, 7, 8, 9 lei maxim, cu atâta l-am luat din Kaufland. Și tot de la Farmec mi-am cumpărat Gerovita Tratament Expert, pentru că în toamna asta a apărut, un balsam pentru volum, de care sunt foarte mulțumită. Face exact ce spune, adică lasă părul cu volum, ușor de scâlcit. Singura, să zic așa, nemulțumire care o am față de el este faptul că nu este parfumat, adică mi-ar fi plăcut să lase și un parfum în păr, dar este hipoalergenic, deci exclus parfumul. Și cum puteam să merg în Anglia fără să-mi cumpăr o pereche de ochelari de soare? Glumesc, desigur, pentru că a fost o vreme destul de închisă și nu am avut nevoie de ochelari de soare, dar i-am găsit pe aceștia, care mi-au plăcut foarte multe și sunt no-name, mi-au plăcut și mi-am luat. Dar mi-am luat și ceaiuri, fiind în Anglia, toate de la Twinings. Mi-am luat 4 cutii, acesta este cu ghimbir, are un gust puțin iute, foarte interesant. Acesta este cu chimin dulce. Toate sunt ceaiuri verzi. Îmi place să beau ceai verde cu arome. Cu chimin dulce, iarăși îmi place foarte mult. Preferatul este cel cu aromă de ananas și grapefruit. Ananasul se simte foarte tare. Și, nu, ăsta e preferat. Toate sunt preferate, toate îmi plac. Și acesta este salted caramel. Are un gust de caramel extrem, extrem de plăcut. Parcă mănânc înghețată când beau ceai. Am făcut o incursiune și la Primark. Primark sunt niște magazine foarte mari și foarte ieftine, cu haine, încălțăminte, accesorii, chiar și cosmetice au. Mi-am cumpărat o pijama care este foarte groasă, din materialul numit fleece. Ăștia sunt pantalonii. Iar bluza arată așa. Este roșie cu un ren. Mi-am cumpărat o mai mare ca să fie cât mai confortabilă. Tot de la Primark mi-am cumpărat un port fard cu baloane roz din plastic. Asta era la reducere. Deci nu era sezonul reducerilor, tot am găsit ceva care să fie la reducere. Mi-am mai cumpărat ciorapi negri de 40 de deni groși. 3 perechi au costat 3 lire, deci 1 lire perechea. Și un tricou cu dungi. Îmi plac foarte mult dungile și am găsit unul cu dungi albe și un
fel de corai, un roșu corai care mi-a plăcut foarte mult. Tricoul a costat fantastica sumă de o liră. Și cum s-ar fi putut să treacă o lună sau o lungă perioadă de timp fără să cumpăr nimic de la Lidl, de la ofertele lor speciale? Au avut săptămâna croitorețelor, sau nu știu ce săptămână a fost, că am găsit niște lucruri foarte interesante la alea cu 4,99 lei. Ace de siguranță, ace de cusut și un set pentru croitorie cu centimetru și o ustensilă foarte interesantă, n-am văzut niciodată și sigur o să o folosesc foarte mult, este pentru descusut. Când ai greșit ceva, ai cusut la mașina de cusut și ai greșit ceva, poți să bagi pe dedesubt și este ca un fel de cuțitaș care taie, fără să, ai, să te temi că o să tai și din material. Ce mi s-a părut interesant a fost că la Lidl în Anglia aveau exact aceleași oferte ca și în România. Deci era tot săptămâna cu cusutul și am găsit și acolo astea. Acolo costau 0,99 lire, deci 6 lei. Aici 5 lei, acolo 6 lei, un pic mai scump. Și mi-am mai cumpărat tot de la Lidl un set de două prosoape de bucătărie. Nu știu de ce le spune tea towel, prosoape de ceai, care sunt... foarte drăguțe, așa, genul vintage, de că sunt prinsă unul de altul. Unul este în carouri, simplu, și unul este pus scris, cu ceva scris. Quality, nu știu ce. Ba, nu, că e în franceză. Foarte drăguțe amândouă. Mi-am mai cumpărat o chestiuță tehnică, se spune așa, un cititor de carduri, carduri de memorie, care are... fantă pentru mai multe feluri de card. Scot cardul din aparatul de fotografiat și pot să transfer datele pe calculator. Ce mi-a plăcut la el a fost faptul că are incorporat acest mini cablu USB care are un loc special, este prins aici și nu ocupă loc absolut deloc. Și pe urmă, după ce ai transferat, îl pui la loc și este ca un plastic plat. Acestea au fost cumpărăturile pe care le-am făcut în ultima perioadă, în ultima lună. Dacă v-a plăcut filmulețul meu, nu ezitați să-i dați un like, un thumbs up și să vă abonați la canalul meu.